Două greșeli de exprimare dintr-o lovitură. Prezentă astăzi la fabrica de avioane din Craiova, Viorica Dăncilă a vorbit despre cele două tronsoane ale drumului expres Craiova-Pitești, discurs în care a făcut un dezacord între subiect și predicat și a folosit un termen inexistent. Cei 58 de kilometri aferenți tronsoanelor 1 și 2 sunt convinsă că va duce la deconcesionarea, la mult așteptată a traficului în localitățile Balș și Slatina. Deși presa a fost anunțată că Viorica Dăncilă va răspunde la întrebări după vizită, premierul a refuzat să mai discute cu ziariștii. Un reprezentant al guvernului a găsit și o explicație pentru refuzul primului ministru de a discuta cu presa. Nu este corect ce s-a întâmplat. Deci nu se procedează așa. Ce să facem? Nu are scris răspunsul. Nu are scrise răspunsurile. Viorica Dăncilă a participat astăzi în Craiova și la deschiderea noului an universitar.